Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre obținerea zahărului rafinat. 1. Zahărul tos rafinat. Zahărul tos obținut urma operațiilor arătate nu este curat, are o culoare gălbuie și un gust dulce amărui, de aceea el se rafinează. Rafinarea constă în dizolvarea zahărului în apă caldă, filtrarea siropului, decolorarea cu cărbune de oase sau cu cărbune activ vegetal, concentrarea în vid, centrifugare, fază în care are loc albirea cu ajutorul unui sirop din zahăr pur, răcirea și uscarea până la cantitatea de maxim 0,20% apă. 2. Zahărul cubic bucăt se obține prin două procedee, prin turnare și prin presare. Zahărul cubic turnat se obține prin turnarea siropului de zahăr rafinat concentrat în forme, unde se lasă să răcească și apoi se centrifugează. Rezultă niște batoane paralipipedice care se usucă, se taie în cuburi cu mașini speciale. Zahărul cubic obținut prin presare se fabrică din zahăr tos rafinat umed, 2-3% apă care se presează, rezultând aceleași batoane paralipipedice se usucă și se taie. 3. Zahărul praf sau faren se obține prin măcinarea zahărului tos și a spărmăturilor de zahăr cubic. Aceasta se livrează în comerț în 3 tipuri: zahăr tos rafinat și nerafinat, format din cristale de zaharoză, zahăr bucăți turnat sau presat, format din conglomerarea de cristale de zaharoză, zahăr praf, denumit și zahăr farin. Cu stimă și respect față de persoanele care urmăresc videoclipurile, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la nou videoclipuri. PS. Nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, abonați-vă.